O primim, o ducem în depozit și de acolo venim cu șarjele gata cântărite pentru prăjit. Cafeaua la bază este o cireașă, adică un sâmbure, doi sâmburi de cafea, două boabe față în față, acoperite de o pulpă și vine gata curățată de acea pulpă. Sunt sâmburi cruzi de cafea. Mirosul în sine e un miros ca de cereale, adică nu deosebești mari diferențe între mirosul de cafea de origine sau alta. Urmează să mai determinăm în momentul în care am primit o densitatea, să cântărim un litru de cafea, să vedem câte sute de grame are. În funcție de caracterele pe care le știi că le are o cafea, vrei să subliniezi, cafele din Africa, de exemplu, sunt mai acide, cafele din America Centrală și de Sud au corp mai mult și vrei să subliniezi caracterul pe care îl dă originea respectivului bob. Aici facem espresso, care e regina metodelor de preparare, ibic, mai avem metodele de brut de sos, care sunt V60, Aeropress, Chemex, cam asta ar fi. Da, în principiu se bea espresso, aici, din statisticile noastre, se bea cel mai mult doppio. Contrar obișnuințelor, lumea în Constanța și în lume bea mult americano și multă cafea cu lapte. La noi, ponderea majoritară o au șoturile duble de espresso. La espresso scoți foarte puțină cofeină, pentru că perioada de extracție doar 30 de secunde, atât durează contactul între apă și cafea. Iar la ibric, temperatura e mare, râșnirea e fină, timpul de preparare e în jur de 3 minute și scoți mai multă cofeină. Deși la ibric ai o rație de 1 la 10, iar la espresso o rație de 1 la 2. Adică aici din 20 de grame preparăm 36-40 de mililitri, iar la ibric, din aceeași cantitate de cafea, din 20 de grame ai face 200 de mililitri. Contează foarte mult să-ți râșnești cafeaua cu cât mai puțin timp înainte de a o prepara. De aia la espresso folosim râșniță on demand, nu avem dozator, deci pur și simplu râșnim în portafiltru, distribuim, tampăm și extragem. Chiar și la ibric folosim cafea râșnită pe loc, pentru că uleiurile volatile, atunci când spargi bobul în granule mici, încep să se evapore. Adică ai de la râșnire în 5 minute 40% din uleiurile volatile s-au evaporat. Pierzi aromă, îți rămâne celuloză. Da, eu șocul pe care îl primesc papilele noastre gustative e atât de mare de la un espresso, încât dictează papilele, dictează creierului că impresia e atât de puternică încât sigur nu o să dormi. Dar de fapt, noi credem că gustul intens e de fapt al cofeinei. Dar... Iar cofeina e o substanță incoloră, inodoră, insipidă. Și noi, de exemplu, aici extragem o rație de 1 la 2. În principiu, pe aici ne jucăm. Asta înseamnă din 18 grame de cafea, 36 de grame de lichid în ceașă. E o concentrație mare, dar e o concentrație mare de uleiuri volatile. Pentru papile e șocant. Deci, față de un espresso lung, care ni se pare mult mai diluat, mai ușor de perceput pentru papile, dar care e mult mai bogat în cofeină. Pentru mine, regina metodelor de preparare este și va rămâne espresso. Pentru mine, cafeaua e pasiune, în primul rând. Deci, eu mi-am găsit ikigai. Asta e un principiu japonez care spune că ești fericit atunci când faci ceea ce îți place, ești plătit pentru asta și comunitatea are nevoie de serviciile tale. 25 de ml de whisky, un cup de zahăr sau sirop de zahăr și frișcă lichidă bătută prin metoda dry shake. Frișca lichidă formează deasupra un guler, e rece, dulce, cafeaua de desubt e amăruie, ușor acidă, are zahărul care o ajută și are și whisky-ul și toate se amestecă, toate ingredientele se amestecă atunci când sori din pahar. E o nebunie, e o experiență extraordinară. Un Irish Coffee făcut cum trebuie. În general, pentru cei care nu au băut sau n-au mai băut cafea de specialitate, încerc să aflu ce le place lor, cam spre ce s-ar aștepta, la ce se așteaptă și spre ce aș putea să-i îndrum. De cele mai multe ori, da, mă întâlnesc cu întrebarea asta. Fă-mi ce-ți place ție. E destul de complicat pentru că odată intrat în zona cafelor de specialitate, gusturile, papilele se rafinează și cauți în cafea din ce în ce mai multe note. În momentul în care se așteaptă să primească o cafea,
cu gust raf de cafea, o să mă îndrept probabil spre cele mai telurice. Întotdeauna avem două, una mai telurică și una mai fructată ciocolatie, dacă nu, floral. Dacă nu reușesc să îl aduc în zona de note de fructe, o să-l îndrum către ciocolatie, telurică, zahăr brun. Femeile sunt mai îndrăznețe. Da, da. Femeile sunt mai îndrăznețe, e mai ușor să lucrez cu ele, să le îndrum către note de fructe, flori, sunt mai deschise, acceptă propunerile.